La sfârșit de sezon estival, polițiștii rutieri se așteaptă la valori foarte mari de trafic pe drumurile naționale. Tocmai de aceea și în acest sfârșit de săptămână, oamenii legii vor desfășura ample acțiuni pentru prevenirea principalilor factori cauzatori de accidente, precum viteza, consumul de alcool la volan sau depășirile neregulamentare. Respectați toate regulile rutiere atunci când porniți la drum. Cuplați-vă centura de siguranță, nu depășiți limita de viteză pe anumite sectoare de drum, nu vă aventurați în depășiri neregulamentare și în niciun caz nu consumați băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Doar așa evitați să aveți probleme cu polițiștii rutieri care se vor afla în număr mare pe șosele și în acest sfârșit de săptămână. În plus, dacă respectați toate aceste reguli, nu riscați să fiți implicați în evenimente rutiere nedorite. Pentru perioada sfârșitului de săptămână, în vederea asigurării unui climat optim de siguranță în trafic, pe segmentele de drum național care tranzitează județul Sibiu, activitățile preventive vor viza combaterea vitezei excesive, a manevrelor de depășire neregulamentară și se va acționa și pe linia portului centrului de siguranță de către conducătorii auto sau, după caz, a mijloacelor de retenție pentru copii. Pe timpul nopții, activitățile vor viza combaterea consumului de alcool de către conducătorii auto.